ziua și bine ați venit la o nouă conferință de presă. Sunt Diana Enache, coordonator AUR Bacău și aș vrea să facem o scurtă trecere în revistă a Organizației Județene AUR. În acest moment suntem pregătiți pentru alegerile comasate, cele europarlamentare și cele locale. Avem 70 de localități în care avem candidați pentru alegerile locale și vom continua strângerea de semnături pentru depunerea candidaturilor până la 30 aprilie. Până în acest moment avem peste 10.000 de semnături strânse pentru alegerile europarlamentare, pe care le vom depune mâine la București, iar duminică, în cadrul unui eveniment deosebit, va avea loc lansarea națională a candidaților la alegerile locale și la alegerile europarlamentare. Aș vrea să îl rog pe colegul meu mai departe să vă prezinte o parte din noii noștri colegi care s-au alăturat echipei AUR. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare mult, Diana! Înainte de toate, am vrea să atragem atenția unui lucru care se întâmplă la nivel de județ Bacău și municipiu Bacău. Astăzi am făcut o sesizare către Autoritatea Electorală Permanentă, Direcția Județeană Bacău, sesizare împotriva Partidului Național Liberal și a Organizației Județene Bacău, respectiv a candidatului Mircea Fechet la funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău. Dumnealui deja se visează a fi președintele Consiliului Județean și prin acest lucru și-a intitulat pe panouri președintele Consiliului Județean. Acest lucru contravine legii 115 din 2015, din 19 mai, o lege care prevede clar că pe afișajul, pe panotajul electoral trebuie să fie înscris candidatura și nici de cum funcția care în acest moment nici măcar nu există. Sperăm ca cei de la Autoritatea Electorală Permanentă din județul Bacău și bineînțeles și cei de la nivel de București să dea curs solicitării noastre de a da jos cât mai repede acest panotaj electoral al domnului candidat din partea Partidului Național Liberal și să nu așteptăm, pentru că ei sunt la putere și pentru că își fac jocurile, să dureze 30 de zile până vom primi un răspuns. Avem speranța că vom primi un răspuns mai repede. Acum, așa cum a spus doamna coordonatorul județean Diana Enache, vom continua cu prezentarea noilor noștri colegi care s-au alăturat echipei. Am să-l rog să ne spună câteva cuvinte pe domnul Adrian Șerban, care este Andrei Șerban, care este un extraordinar luptător alături de cauza noastră. Ne-a ajutat foarte mult în ceea ce facem în acest moment și îl rog frumos să ne spună câteva cuvinte. Poftim, vă rog. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor de la AUR pentru încrederea pe care mi-au acordat-o pentru a candida la funcția de primar al orașului Slănic Moldova. Pentru mine AUR reprezintă Alianța pentru Unirea Românilor, Alianța pentru Unirea Slănicenilor și totodată a noastră, a tuturor a băcăoanilor. La Slănic în ultimii 8 ani, actualul primar PNL efectiv nu a reușit să facă nimic. Mă refer aici că nu a tras nicio finanțare, niciun leu. În schimb, a reușit să mărească taxele locale, să-i batjocorească pe oameni, să-și bată joc de slăniceni. A creat fel și fel de impozite care la ora asta sunt mai mari decât la Bacău. Și în aceste condiții, foarte mulți cetățeni m-au rugat să candidez pentru că noi toți slănicenii, ne dorim ca Slănicul să fie o stațiune de AUR, Slănicul să fie o localitate în care oamenii să aibă condiții decente de trai și acesta este principalul motiv și cred că împreună cu Partidul AUR voi reuși să realizez absolut toate obiectivele pe care mi le-am propus. Actualul primar PNL se bazează pe faptul că este sprijinit de PSD,
Același joc l-au făcut și acum 4 ani, când PSD-ul a scos la înaintare un candidat slab pentru a rămâne actualul primar PNL și totodată se bazează pe foarte mulți flotanți pe care acest individ i-a adus printr-o înfrățire cu Comratul. Comratul este o zonă separatistă din Moldova, pro-rusă, și acei indivizi pot hotărâ soarta localității Slănic Moldova prin votul lor. Eu sper ca noi, slănicenii, să fim uniți, așa cum am spus, și îmi doresc ca împreună cu slănicenii să le demonstrăm tuturor că, indiferent de dorința lor de a fura, indiferent de golăniile pe care sunt învățați să le facă, indiferent de câți bani vor să dea alegătorilor, aceștia să aleagă pentru viitorul lor, al copiilor lor și al localității Slănic Moldova. Repet, sunt mândru că am fost acceptat de AUR ca și candidat și voi face tot ce ține de mine pentru ca noi, ca partid, să obținem un rezultat cât mai bun. Le urez succes în același timp tuturor colegilor mei, cei care candidează la consilii locale, la primării, domnului Gelu Margine, care va fi președintele Consiliului Județean, și dacă avem încredere în noi și suntem o echipă, sunt sigur că vom reuși. Vă mulțumesc tare mult și vă aștept cu mare drag la Slănic peste 2 luni, când voi fi primar deja. Doamne, aștept, mulțumim tare mult, domnului Șerban. O achiziție de ultim moment a partidului AUR, cu care ne mândrim foarte tare, este selecționerul naționalilor României în sportul numit box, domnul Relu Auraș. Poftim, vă rog. Încep prin a spune că până astăzi nu am făcut parte din niciun partid. Așa cum a spus domnul Șerban înainte, sunt mândru că fac parte acum din acest partid. Cred că a venit momentul ca experiența pe care eu m-am adunat-o, ca tot ceea ce știu eu, mai ales în domeniul de sport, să pot să o dau din altă poziție. E adevărat, în Bacău nu pot să spun că nu s-a făcut nimic în sport. S-au făcut destule lucruri bune de-a lungul timpului. E adevărat că de la domnul Sechelariu nu prea s-au mai făcut așa de multe. Dar cred eu că este loc de mult mai bine, pentru că este un oraș puternic, un oraș mare, un oraș cu potență, un oraș cu mulți tineri care vor să facă sport. Aici ar trebui mai multă implicare din partea tuturor organelor care conduc acest oraș. Și eu sunt sigur că încet, încet, din poziția pe care eu o voi avea, îi voi face să se uite și să facă exact ceea ce trebuie. Nu pot decât să mulțumesc celor care sunt în acest partid. Unul din motivele pe care m-am făcut ca să vin în acest partid, în afara faptului că este un partid care unește românii, un partid naționalist, dacă vreți, eu sunt mai mult decât un pic naționalist și îmi place să fim cu toții împreună și să luptăm pentru România, dar eu, luând-o pe partea mea cu sportul, am văzut oameni din conducerea partidului, asta a fost unul din motivele care m-a făcut să vin, este vorba de vicepreședintele Târziu, care a făcut sport, nu sport de începător, sport de performanță la nivel de campion național și el și fratele lui. Au făcut parte din lotul național, sunt campioni ai României, i-am antrenat și mă bucur că dacă dumnealui este acolo, înseamnă că știe foarte bine ceea ce înseamnă sportul și o să ne dea o mână de ajutor pentru a face mult mai mult în orașul nostru, în județul nostru. Am văzut o parte din cei care sunt în partidul AUR. Sunt colegi extraordinari. Sper că așa să fie și mai departe. Astăzi am mai cunoscut o parte dintre ei și mă bucur mult că sunt oameni puternici, oameni pe care îi știu din vedere, îi știu din auzite, îi știu pe alții, îi știu mult mai bine. Mult mai bine îl știu pe domnul Șerban, care a luat adineară cuvântul. A ajutat foarte mult sportul. Și nu numai că l-a ajutat, îl ajută foarte mult.
Eu am avut echipa, lotul național, acolo ani de zile la Slănic și am primit foarte mult ajutor din partea dumnealui. Așa că am văzut aici pe domnul Radu, pe doamna, care sunt niște oameni care ai cu cine să vorbești. Am stat de vorbă foarte mult cu ei până când m-am hotărât și cred eu că o să putem face împreună lucruri bune pentru, și pentru sport, în mod special, pentru că aici mă pricep eu, dar și pentru ceilalți, pentru că sunt aici, e o garnitură puternică aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Am să-l rog și pe domnul Gelu Martin să-mi spună câteva cuvinte. Dumnealui aleargă zi de zi acum în județ, zi de zi adună problemele cetățenilor și își face și găsește și soluțiile pentru a rezolva aceste probleme. Poftim, domnul Martin. Mulțumesc. Așa după cum, bună ziua tuturor, bună ziua distinșilor reprezentanți ai mass mediei, bună ziua tuturor celor care ne urmăresc pe rețelele de socializare. Așa cum am promis în conferințele anterioare, am început să iau la pas, cum spunea colegul Radu, toate localitățile din județul Bacău și să iau cunoștință de toate greutățile cu care se confruntă cetățenii județului. La conferințele ce vor urma, nu voi avea un discurs așa mai global și cu prea multe aspecte, întrucât eu sunt de părere că trebuie să ne axăm pe fiecare aspect în parte pentru a putea să-l dezbatem cât mai profesionist. Săptămâna aceasta, în două zile, bine spus, am fost prin localități și m-am documentat în ceea ce privește alimentarea cu apă și sistemul de canalizare la nivelul județului. Vreau să vă spun că la această dată există o mare nemulțumire a cetățenilor județului Bacău în ceea ce privește alimentarea cu apă, a localităților, plata nejustificată a pierderilor de pe rețeaua de distribuire din cauza lipsei investițiilor în acest sens, întreruperilor repetate a furnizării de apă potabilă și a lipsei canalizării unele localități. Așa cum, după cum știți și dumneavoastră, chiar și municipiul Moinești se confruntă cu o asemenea situație. Pierderile calculate la nivelul județului Bacău sunt undeva la 60% datorită vechimii conductelor de alimentare și pierderii apei în subsol. Toate cele 8 orașe și 45 din cele 85 de comune rurale au servicii de alimentare cu apă potabilă. Deși s-au efectuat investiții în infrastructura de apă canal, o mare parte din rețelele de distribuție sunt îmbătrânite, având depășită durată de viață chiar peste 50 de ani. Drept dovadă stau numeroase avarii înregistrate de operatorul regional SECCRAB-ESA. Principalele surse de alimentare cu apă sunt râul Uz, prin acumularea Poiana Uzului pentru municipiul Bacău și pentru aglomerările urbane Moinești, Dărmănești, Târgu Ocna, Unești, râul Ciobănuș pentru orașul Comănești, fronturile de captare din subteran, Hemeiuș, Ghereiești și Mărgineni pentru municipiul Bacău și frontul de captare Poiana Morei pentru orașul Buhuș. Din lacul de acumulare Poiana Uzului, care are la nivelul normal de retenție un volum de 84 milioane de metri cubi de apă brută, se livrează constant la stația de tratare Cărăboaia din Dărmănești un metru cub pe secundă în vederea alimentării cu apă potabilă a localităților din baziul râului Trotuș, localitățile Moinești, Dărmănești, Târgu Ocna, Unești, și separat alt tronson de la baraj spre stația de tratare Barați din Bacău, unde se pompează 0,5 metri cub pe secundă, pentru alimentarea cu apa municipiului Bacău și comunelor limitrofe, Mărgineni și Hemeiuș. Referitor la municipiul Bacău, în caz de o avarie pe rețeaua de distribuție a apei potabile de la barajul Poiana Usului, se pune în funcțiune alimentarea de rezervă a orașului din sursa subterană asigurată din 5 fronturi de captare a apă brută, apă extrasă din fronturile Hemeiuș 1 și 2, Mărgineni 1 și 2, Ghereiești 1, formate din puțuri forate și săpate. Apa este acumulată în rezervoare de înmagazinare din cadrul stației de pompare Mărgineni,
respectiv stația de pompare Ghereiești, unde se realizează și dezinfecția apei prin clorinare. Cu ajutorul stației de pompare Mărgineni, apa este distribuită atât în rețelele municipiului Bacău, cât și în rezervoarele de acumulare Barați, de unde este distribuită gravitațional în rețelele de distribuție. Fac precizarea că debitul de apă pompat din fronturile de captare nu asigură apa potabilă pentru o perioadă îndelungată de timp, ceea ce creează un disconfort mare pentru populația municipiului Bacău. În concluzie, având în vedere analiza efectuată asupra situației actuale a sistemelor publice de apă și canalizare, este necesară o investiție în rețelele de distribuție, datorită vechimii accesorilor și a pierderilor pe care le suportă consumatorii, pentru obținerea celui mai bun raport calitate-cost pentru serviciile de apă și apa uzată furnizată populației. Rezultatele preconizate a fi atinse prin această investiție vizează în principal asigurarea furnizării la cel mai scăzut preț posibil de servicii de calitate, disponibilitate de apă potabilă 24 de ore din 24 la toți consumatorii, asigurarea apei potabile la standarde UE, reducerea pierderilor masive înregistrate în prezent în rețelele de distribuție peste 60%, racordarea la sistemele de apă potabilă și de canalizare a tuturor gospodăriilor care nu sunt deservite în prezent, precum și epurarea corespunzătoare a apei uzate, evacuate în emisar natural, respectiv râul Trotuș, Tazlău, Sărat și Bistrița Siret. Deci, eu nu obișnuiesc să citesc, în schimb, după ce am făcut documentarea în teren, am mers la specialiști cu care am stat de vorbă și mi-am notat absolut toate datele ca să nu fiu acuzat că mint în această intervenție a mea. Oamenii mi-au transmis foarte clar că și-ar săpa puțuri în curte. Sunt fostele fântâni care le săpau bătrânii noștri, însă nu mai au logistica necesară și nu mai au posibilități în ceea ce privește cheltuielile. Trebuie să avem în vedere pe viitor să asigurăm apa atât de necesară populației, pentru că în ultima discuție pe care am avut-o cu specialiști de la Apele Române, mi-au spus că pe timp de vară, atunci când există secetă, la barajul de la Dărmănești, nivelul scade cu 2 metri cubi pe secundă. Și atunci riscăm, în timp, dacă nu vom face investiții și dacă nu vom înlătura aceste pierderi care au loc pe conducta de alimentare, riscăm în viitor să nu mai putem asigura apa populației 24 de ore din 24. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult, domnule Margine. Se vede că deja ați început documentarea în teren, se vede că deja mergeți în comunile și orașele din județ și cu această ocazie cunoașteți problemele cetățenilor la, cum se spune, la firul ierbii. Avem câteva teme la nivel național și european în această conferință de presă. Săptămâna aceasta, începând cu data de 1 aprilie, exact, de ziua păcălelii, am primit și noi românii o păcăleală, cam avea Schengen, am putea să circulăm fără a ne mai prezenta pașapoartele sau buletinele, certificate, cărți de identitate în aeroporturi. Nu e nimic adevărat din aceasta, în continuare, cetățenii români care au mers cu avionul au fost controlați și aderarea la Schengen este doar o iluzie, o glumă proastă. În realitate, mii de tiruri stau în continuare la graniță a cozii infernale. Așa zisul Schengen aerian este doar un slogan umilitor pentru români, iar așa zisele negocieri între stăpânii de la Viena și slugile de la București nu rezolvă nimic, sunt doar umilitoare acte de trădare națională, de transfer sub șantaj a bogăților naționale a României către Austria. În continuare le dăm austriecilor din ce în ce mai mult. Oare vom reuși să ne oprim? Bineînțeles, în momentul în care AUR va ajunge la guvernare, ne vom opri din acest lucru. Dreptul României de a adera la Schengen și dreptul românilor de a circula liber este încălcat cu dispreț și grosolănie de către Austria, care în bună măsură subzistă prin exploatarea bogăților naturale ale economiei naționale României. Ne-au luat petromul, l-au transformat în OMV, ne-au luat pădurile, ne-au luat zăcămintele, ne-au luat tot ce înseamnă în județul Bacău, avem acea toată valea a Zemeșului, ne-au luat absolut toate exploatările
miniere și toate exploatările petroliere și unde am ajuns, unde suntem în acest moment. Tinerii din România, din județul Bacău, nu au locuri de muncă, nu au unde să muncească, sunt obligați să fugă în străinătate, efectiv, și i-au transformat și în sclavi ai lor, aducându-i la Viena, aducându-i în Austria pentru a munci pentru ei. Au creat un Schengen special pentru noi, în care ne-au băgat, nu mai este nimeni acolo, dar ei spun că am intrat în Schengen. Noi, Partidul Aur, spunem mulțumim, dar nu așa. Nu suntem interesați de acest tip de Schengen. Revenind în plan intern, vreau să vă spun că datoria publică a trecut de 50% din PIB-ul României și întrebarea este unde sunt banii. Bineînțeles că banii dispar de pe o zi pe alta, în fiecare zi Ministerul de Finanțe se împrumută, în fiecare zi Ministerul de Finanțe nu face absolut nimic cu pensiile românilor, în fiecare zi sunt doar povești. Acest Minister al Finanțelor anunță că datoria publică a României a ajuns la, țineți-vă bine, dragii noștri, 802 miliarde de lei și a trecut pragul critic de 50% din produsul intern brut. E ireal cum liderii Partidului Comasat Român aleg să-i sfideze pe români, să-i batjocorească în ciuda legilor pe care tot ei le dau. Nu am văzut în ultimii ani investiții concrete pentru români, nu am văzut în ultimii ani modernizări, nu am văzut creșe noi, nu am văzut școli noi. Am auzit însă promisiuni, pomeni electorale de la PNL și PSD se fac de 34 de ani. În continuare, peste 40% dintre români nu au apă și canalizare, așa cum ați auzit, cum spunea și colegul nostru, în continuare avem această problemă cu apa în județul Bacău și nu doar în județul Bacău. În continuare, mii de școli au toalete în curte. Vă reamintim, domnule primar Vezeteu, aveți o școală în municipiul Bacău care are toaletă în fundul curții. Suntem în secolul 21, dacă nu știți, suntem în anul 2024. Noi, când vom veni la primăria municipiului Bacău, vom face toaletele să fie în interiorul școlilor, nu să trimitem copiii și să trimitem profesorii în fundul curții. Sperăm ca odată și odată acești profesori să înțeleagă că nu sunt sclavii Inspectoratului Județean Școlar și că pot să-și exprime singuri votul și să voteze acolo unde trebuie, să voteze împreună cu românii și pentru români. Unde se duc așadar banii pe care tot împrumutăm cu dobânzi uriașe de la unul la alta, pe pensii speciale, pe care Rareș Bogdan le-a promis că le elimină în 30 de zile, dar vedem că numărul beneficiarilor este din ce în ce mai mare, pe salariile și bonusurile șefilor din instituțiile numite politic. Domnule Ministru al Finanțelor, domnule Marcel Boloș, este obligatoriu pentru români să răspundeți urgent acestor întrebări. Unde sunt banii noștri ai românilor? Și pentru că la fiecare conferință de presă încheiem cu un mesaj și către domnul primar Vezeteu, pe care l-am amintit mai înainte, am să-l rog să ne spună câteva cuvinte pe colegul și prietenul nostru, Petru Munteanu. Poftim, domnul Petru. Mulțumesc! A venit primăvara, este mai cald decât ne-am așteptat. Din păcate, praful este peste tot, nu reușește nimeni să-l stârpească. Domnul primar, în campanie electorală, adună semnături, dar a uitat să gospodărească orașul așa cum trebuie. Lucrările trebuiau terminate de anul trecut. Va fi și acest an un an plin de praf, de mizerie și de promisiuni. Dânsul se străduiește așa cum poate, dar nu prea reușește, nu a reușit să facă mare lucru. A primit moca, cum se spune într-un limbaj așa mai popular, acest proiect de la vechiul primar, de la vechiul Consiliu Local și încearcă, după puterile pe care le are, să-l ducă la bun sfârșit. Din nefericire se vede debandada, se vede lucrările, se vede că lucrarea este în general mediocră, înaintează cu un ritm extrem de lent, deci nu este acceptabil ceea ce se întâmplă. Sperăm totuși ca noul primar care va veni și sperăm să fie un primar aur
să grăbească aceste lucrări, să le accelereze pentru a putea duce la bun sfârșit până la finalul acestui an, pentru că altfel suntem buni de plată și nu cred că Bacăul este în acest moment dispus să plătească zeci de milioane de euro doar pentru neputința unei administrații obosite care a stat la guvernare timp de 4 ani. De asemenea, îl somăm pe domnul primar să aibă mai multă grijă de oraș, îl somăm să aibă mai multă grijă de primărie, să încerce cumva să păstreze banul public, banul băcăuanilor, pentru investiții, pentru că, vedeți și dumneavoastră, 30.000 de euro se duc pe chiriile pe care le plătește, pentru că de-a rândul primarii pe care i-a avut Bacăul, cei de la PNL, de la PSD și acum de la USR, nu au reușit să găsească o soluție corectă pentru primăria Bacău. O clădire care, spun dânsii, pregătită să cadă mâine poimine, nimeni nu a făcut un proiect viabil, nimeni nu a lucrat în acest sens și acum noi, băcăuanii, suntem buni de plată. A plătit 30.000 de euro în prima fază și probabil se va duce spre 50.000 de euro pe lună. Vă dați seama ce înseamnă pentru bugetul local. Avem nevoie de un nou pod peste Bistriță, peste râul Bistrița, avem nevoie de investiții în acest oraș. Nu avem suficiente creșe, nu avem suficiente grădinițe. Va începe un nou an școlar la toamnă și din nou va fi o debandadă, nimeni nu va ști și nu va avea siguranță să-și ducă copilul cât mai aproape de casă, de locul în care locuiește. De aceea noi ne-am propus și vom ieși în funcție, împreună cu candidatul nostru la primărie, vom ieși printre dumneavoastră și vă vom arăta proiectele pe care noi dorim să le facem. Este vorba de grădinițe, este vorba de creșe, nu așa cum face domnul primar, a stat 4 ani degeaba în primărie și a ieșit și dânsul în salopete pentru a executa cu câțiva angajați ai primăriei 50 de metri de trotuar. Este absolut hilar. Excluzând acest proiect din banii publici, contribuția efectivă a domnului primar și a primăriei la investițiile băcăoane sunt aproape nule. De aceea, domnul primar ar face bine să se retragă. Ar fi mare păcat ca Bacău să mai piardă 4 ani cu dânsul la guvernare. Știm cu toții, îl obligă partidul, îl obligă onoarea, dar neputința dânsului este atât de mare încât dramul de onoare pe care i-a mai rămas partea cea bună, la aceea mă refer, ar trebui să-și prezinte demisia și să nu mai aibă ce căuta, cel puțin la nivelul nostru local. Vă mulțumesc! Vreau să vă mai prezint și ceilalți colegi ai noștri care sunt în această conferință de presă, domnul avocat Cosmin Isăcescu, domnul Mihai Păduraru, domnul bine ați revenit, domnul Andrei Baciu și domnul Popescu. Dacă sunt întrebări, am să o invit pe doamna coordonator județean să răspundă la ele. Mulțumim. Dacă nu, ne revedem săptămâna viitoare, joi, la aceeași oră.